Mohamed Isaev a venit în Moldova acum 7 luni și nu a pierdut timpul degeaba. Bărbatul a cumpărat ceea ce a rămas din ferma satului Zberoaia, raionul Nisporeni. Omul de afaceri are planuri mari. We will produce from the milk, the cheese and butter and powder milk. And from the dirty that we will produce the energy that we need from this factory. Agriculture here, the land here is very good, water here is a lot. Lucrările de construcție și amenajare sunt în plină desfășurare. Aceste locuri dispărțite sunt pentru a dormi fiecare vacă, sara. Ziua ei le mănâncă în partea asta, dar aici o să fie lăptărie. Văcuțile să vie și să fie mulți de oameni. Mohamed Isaev a cumpărat din Cehia 66 de vaci gestante de rasă simental. În octombrie, bărbatul va completa șeptelul cu alte 100 de animale. Odată cu modernizarea fermei de vaci, și localnicii și-au găsit de muncă în sat. E clar că e greu, că e animal. Trebuie de rănit, trebuie de așternut, fată, văcuța, trebuie să... Este tot cele. Cu ce le hrăniți? Silos. Și de câte ori pe zi? 3, 4, 5, după cum mănâncă ele. Cum se mântă, cum dăm de nou. Valoarea investiției în ferma de vaci de la Zberoaia este de 7 milioane de euro.